Sunt 8 grupe de trasee, între care una este în litigiu în instanță, grupa 3. Grupa 7 a fost contestată și așteptăm în continuare rezoluțiile instanțelor, dacă vor fi. A fost la contestație la Consiliul Național al Soluționării Contestațiilor, CNSLC. Fiecare localitate din acest județ va beneficia de transport. Nu a fost omis nicio rută de transport. Nu a fost omisă nicio localitate în care să nu beneficieze de transportul județean. Grupa 1, 6 trasee. Grupa 2, 5 trasee. Grupa 4, sunt 11 trasee. Grupa 5, sunt 6 trasee. Grupa 6, sunt 11 trasee. Și grupa 8, cuprinde 7 trasee. Există o perioadă de 3 luni de zile în care tarifele vor fi menținute datorită acestei mobilizări. După care vor intra în operă tarifele cu care au licitat și au câștigat licitații. Suntem partenerii dumneavoastră, vom ajuta ori de câte ori e nevoie, dar vom fi intransigenți la capitolul transportul persoanelor. Fiți foarte atenți ce vă spun, sunt un om de cuvânt, am promis cetățenilor că vom asigura un transport civilizat.